Convocată la echipa națională pentru disputele cu Austria și Portugalia din cadrul preliminariilor campionatului european din 2018, Ana Maria Dragut a revenit la echipa de club într-o formă nu foarte bună, antrenorul Gheorghe Tadic fiind dezamăgit de evoluția jucătoarei din ultimele două partide. La acțiunea echipei naționale din luna septembrie, în cadrul căreia Naționala de Handbal Feminin a întâlnit Austria și Portugalia în preliminariile campionatului european din 2018, a participat și interul echipei HC Zalău, Ana Maria Dragut. A fost a treia convocare la lotul național pentru jucătoarea antrenată de Gheorghe Tadic, prima înregistrându-se în luna februarie a acestui an, exact în ziua în care jucătoarea a împlinit vârsta de 27 de ani. Gheorghe Tadic pare însă nemulțumit de forma sportivă în care se află handbalista după revenirea de la națională. Mă îngrijorează puțin forma slabă sau modul foarte relaxat în care a intrat în mediul de la echipa națională anii drăguți. Sper să priceapă și să se mobilizeze pentru jocurile astea două, să ajute echipa, pentru că are posibilități. Și n-aș vrea să își anuleze munca care a făcut-o timp de un an și jumătate pe o relaxare din asta care nu e normală în ale performanței. Ana Maria Dragut a fost transferată la HC Zalău în vara anului 2016, după ce evoluase la echipele HCM Roman, Neptun Constanța, Dunărea Brăila și CSM Unirea Slobozia.